Salutare, dragi prieteni, vă transmit din probabil cea mai mare parcare din România, din Iași. Se stă, se parcurg 2 km pe oră, poate, așa am făcut eu acum vreo 2-3 ore. Momentan, după cum vedeți, nu știu dacă coloana asta se va mișca în vreun fel mai mult de 2-3 metri. Se anunță zile foarte, foarte reci. Va îngheța toată zăpada asta și va fi foarte greu să mai scoți o mașină blocată în felul ăsta în 40-50 cm de zăpadă pe margine. Enorm de multe mașini, practic tot, aproape tot Iașul este paralizat. Foarte multe mașini fără anvelope bune. Foarte mulți curajoși, foarte mulți au reușit să blocheze drumulețe, intersecții. I-am văzut cu toții. Clar nu e ușor, așa ceva nu s-a mai întâmplat de mult la Iași, de undeva de prin 2012. Dar pe atunci mulți zic că erau jumătate dintre mașinile care sunt astăzi. După cum vedeți, ca reper vorbesc de un minut și într-un minut nu s-a avansat nici măcar un metru. Faceți un calcul, dacă vreți că vin peste câteva minute, nu se întâmplă absolut nimic. Coloana spre mijlocul Iașului mai înaintează, cea asta spre ieșirea din Iași cu multe mașini, după cum vedeți, se înaintează acum. Vă doresc multă răbdare, să aveți echipament bun și multă atenție la neatenți. Multă sănătate!